Dumneavoastră, domnișoară, vă place la înghesuială? Dar ce ați venit aceea, că eram și noi, aveam un loc în spate aceea cu prea mic. Flavia stătea aceea cu cracii ei, tu te-ai băgat aceea. Uite, dragă, cât e platoul aceea, dați-mi de pe macara să se vază la televizor. Uite, mare platou ce avem de la Antena 1, care ne-a dat din salariul lui Mircea Badea, ne-a dat. Și mătăluță, stai aceea, în fundul tramvaiului, ca să zic așa. Eee, asta este bună. Bașca în videoclip, vă zic că ești în sutien și te bate vântul. Păi dacă te bate vântul, că vă zui după coamă, de ce nu pusei ceva pe tine? Hai, poftim pe canapea. Adina, bine ai venit. Bine te-am găsit, Dani. Bine aici. Da, Salman Khan. Că mi-i trimiteți la televiziune, dar nu vă dură un minut în trânsa. Numai la Răzvan se uită toate, se uită la toate, se uită la Răzvan. Îi fac icoană să închină la el, ca la Salman Khan să închină toate. Pe canapea verde stau toți. Și vezi că îi zice Fertilica. Acum e treaba ta. Bună dimineața, bine ai venit. Bună dimineața. Despre ce este această melodie? Trebuie să traduc? Nu! Ce a vrut să spună artistul, întreba. Este vorba despre o relație care s-a terminat și videoclipul este filmat la Amsterdam în colaborare cu niște DJ din UK. Da, este al doilea single după single-ul cu Marcus Schulz Scott. Și da, am venit să vă prezint videoclipul. Tu colaborezi cu niște băieți, de au niște nume, de nu pot să le pronunț dacă sunt la mămicile lor acasă, să întreb dacă ei sunt acasă. Să-ți dau un exemplu. De exemplu, n-aș putea să o sun pe doamna Gradvocul. Gheorghe acasă. Gradvocul, îi zic. Hai că te ajut eu. E York și Neil, sunt băieții de la Venom One, da, care da, sunt da. DJ. York și Neil, văd și eu că eu nu e prost. Dar cum îi zice pe numele de familie? Tocmai de asta un nume Venom One împreună, știi, ca să nu ne mai încurcăm. Împreună ei sunt Venom One, Iorg ăsta și cu Neil. Și cum ai ajuns, mătăluță, să ajungi la dânsii, să ajungi în studio, să ajungi să cânti, să ai clip cu ei? Păi ei au ajuns la mine. Bine, am avut noroc că după single-ul cu Marcus Schulz, care poate puțin știu, el este DJ-ul number one din America, alături de care am umblat în toată lumea, am concertat în toată lumea. Am concertat în toată lumea. Așa. Ați pupat măcar? Așa, am continuat colaborarea v-ați cu băieții de la Venom One. V-ați pupat și ați continuat colaborarea, așa zic toate, da? Da, așa. Și ai călătorit în toată lumea și după Marcus Schulz ăsta nu te-ai mai sătur. Ba da, urmează un nou single cu Marcus Schulz. Am înțeles. Care se numește Muse. Muse. Las-o. Las-o jos, Daniel, las-o jos. Treci la tine în litieră, gata. Așa. În mine locuiește un drac. Mă bucur să te cunosc. Iată, hello. Pe mine sau pe dracul din interior. Și uneori o ia razna și uite, așa. Se apucă de treabă. Am înțeles. Amsterdamul cum l-am lăsat? Friguț, nu? Da, e puțin cam friguț, dar nu asta contează. La filmări întotdeauna e cald, evident. Tocmai de asta eram și în body, nu chiar sutien. Am înțeles. Însă, da, videoclipul a fost filmat cu niște olandezi, adică o echipă de filmări de acolo. Ne-am simțit foarte bine, a fost extraordinar. Sper că videoclipul vă place. Muzica asta, trance, probabil că e mai puțin cunoscută la noi în România. Pentru mi-aș dori foarte, puțin, foarte de. Mult. E, nu, că nu are legătură neapărat cu asta. No. Mi-aș dori foarte mult să fie și la noi evenimente așa frumoase și mari cum să fumăm toți. Yeah. Cum sunt afară. Da. Domnul Marcus, dacă zici că e locul întâi în America, ce preferă? Ciupercuțele, prăjiturelele sau e pe vintage? Nu-i plac ciupercile deloc. Nu e pe ciupercuțe și pe mine, mă, cam iau de cap. Nu, dar nu e cazul, hai, da? Da? Și pe tine. Dar și el când fumează râde ca prostul, adică ca mine? Tu așa faci? Mă iau un râs de știi da? Ce? Mă țiu de burtă și cer ciupercuțe. Am înțeles. Numele tot de scenă este? Numele adevărat da. Din... Adina Butar. Mă puteți găsi pe facebook.com/AdinaButar și pe Twitter la fel. Vă aștept cu mare drag pe toți acolo să fiți la curent cu noutățile, cu lansări, cu... Am o grămadă de single-uri în colaborare cu diferiți DJ internaționali de top. Cu toți ai umblat prin țară? Nu, și este...
Dani, te rog. Zi, roagă-mă, că și eu vreau să fiu tare în muzica trends, dar nu mă ia nimeni prin lume să-l plimb. Sau să-mi facă single-uri. Păi sunt una dintre puținele artiste din România care reprezintă muzica trends în lume și poate printre puținele trends, female vocals din lume, adică m-am axat special pe chestia asta și chiar de când am început mă simt extraordinar ca într-o familie, tocmai de asta se numește Trends Family și sunt foarte fericită să reprezint Trends Family în România, sincer. Iată, sună foarte bine, am să vă traduc eu. De ce se simte ca într-o familie? Pentru că se pupă, se... ceartă pe cine n-a luat hârtie igienică, e ca într-o familie.